de ce suntem aici pentru Marșul pentru Viață? Suntem aici pentru Marșul pentru Viață să mărșăluim, pentru să stăm împreună, să mărturisim împreună că suntem în fața cele mai mari nedreptăți a secolului nostru, a erei noastre. Cea mai mare nedreptate este avortul. Nu doar că rănește copilașii nenăscuți, ci rănește femeile care sunt forțate să avorteze, pentru că nu le susține nimeni. Nici o mamă nu se trezește și nici o fetiță nu e mică și zice: vreau să cresc mare să avortez. Nimeni. Suntem aici să stăm, să cu prezența noastră, să trimitem un mesaj tuturor celor care au puterea, care au autoritatea să schimbe ceva. Acum 26 de ani, mulți oameni, mai mulți ca noi, au stat în stradă și eu eram copil mic. Stăteam în stradă 21 decembrie 1989 și toată lumea striga libertate și dreptate, se mai zicea și egalitate. Se spune că pe 25 decembrie, cu zi poate înainte sau două, am fost liberi. Dar câți din noi știm ce s-a întâmplat pe 26 decembrie 1989? Decretul numărul 1 al României libere. Decretul numărul 1 din 1989 ne-a dat voie ca națiune să ne omorâm copilașii. A legislat avortul și, mai bine spus, avortul nu a fost niciodată ilegal în România. Dacă ține minte ceva astăzi, asta să țineți minte. Avortul nu a fost ilegal în România, a fost restricționat. Ministerul Național, Institutul Național de Statistică ne arată că între 1966, de când s-a dat decretul 770 până în 1989, s-au avortat legal peste 6 milioane de copilași. Legal. Nu putem spune că avortul a fost ilegal, a fost restricționat și bine că a fost restricționat. Noi nu vrem numai avortul să fie restricționat și ilegal, vrem să fie de neconceput. De neconceput, de aia suntem astăzi. Noi când construim o casă, nu investim doar în pereți și în acoperiș, întâi investim în fundație. Când construiești o familie, lucrezi la fundația familiei. Când construiești o afacere, lucrezi la fundația afacerii. De ce atunci când construim o societate, nu lucrăm la fundație? Și care este dreptul fundamental, dacă nu dreptul la viață? Noi suntem aici și avem aici comercianți care sunt liberi să vândă produse pentru că au fost lăsați să se nască. Fiecare dintre noi avem dreptul să manifestăm pentru că am fost lăsați să ne naștem. Fiecare om are dreptul să se nască. Dacă nu luptăm pentru dreptul ăsta, pot să vă promit că o să mergem într-o direcție și am văzut în alte țări în ce direcție să merge, unde vom alege moartea ca soluție a problemelor societății. Dacă avem săraci, nu-i omorâm? Distrugem sărăcia, îi ajutăm să se iasă din sărăcie. Dacă avem copii cu dezabilități, nu-i omorâm, cum au făcut dictatorii secolului 20? Îi ajutăm. Sunt oameni cu dezabilități care mă inspiră pe mine, care nu am dezabilități. Trebuie să apărăm dreptul la viață, că dacă nu-l apărăm, nu putem să pretindem că dacă noi avem grupuri de oameni ca cei nenăscuți, că sunt oameni și știința ne spune că sunt oameni, dacă ei sunt un grup al societății noastre care nu au aceleași drepturi ca noi, nu au aceeași libertate ca noi, cum putem să pretindem că noi vom fi protejați de aceeași lege, de același sistem? Când vom fi în vârstă și avem vârstnici care pentru cei la putere nu mai sunt buni decât pentru vot, când nu mai avem nevoie de oameni care sunt vârstnici, care sunt slabi, care sunt neajutorați și marginalizați, îi omorâm? Păi asta facem cu copilașii nenăscuți. Să nici nu mai spunem ce ar putea ieși din acești copilași nenăscuți. Câți copilași ar putea crește să fie următorii președinți și lideri și educatori și așa mai departe? Dacă ar fi să facem ceva, este clar primul lucru să ieșim în stradă. Trebuie să ieșim în stradă și am făcut-o. Dar mă rog să nu ne întâlnim în 2017 doar pentru o oră iară. Sunt oameni care deja lucrează zilnic pentru a proteja viața. Astăzi vă invităm pe toți
ca ăsta să fie un pas către misiunea noastră comună pentru viață. Nu doar asta am făcut eu în 2016, am ieșit la marș pentru viață, slavă Domnului! Și nu ne avem nevoie de tot Clujul să iasă. Dacă avem 1000 de oameni care ard, acești oameni o să meargă, noi o să mergem la școlile noastre, la afacerile noastre, în familiile noastre și o să-i ardem și pe alții cu focul care e noi. Deci astăzi să mergem să ardem. Și cum să ardem? Cu un angajament. Dacă ar fi un lucru care ar putea face de astăzi, când ne întoarcem acasă pentru viață, ar fi următorul. Să ne schimbăm mentalitatea față de copil, față de femeie, față de familie. Cum adică? Adică să nu mai spunem în familiile noastre celor care au copii, vai ce greu este, o să-ți fie greu, nu o să mai dormi noaptea. Trebuie să-ți abandonezi cariera, dragă. Vai, al treilea copil, al patrulea nu se poate. Ar trebui să schimbăm mentalitatea asta și când vedem copii în bisericile noastre și în școlile noastre, să le spunem, felicitări, pot să te ajut cu ceva. Asta e o schimbare mentalitate. Și să plecăm de aici știind că sunt oameni care deja vă așteaptă cu liste, cu platforme pregătite, cu modele care deja există. Anul ăsta, cu ajutorul Dumnezeu, se vor dezvolta mai multe proiecte ca anul trecut. E un proiect la care se lucrează acum să ajutăm mămicile care deja au trecut prin avort și tăticii care au trecut și doctorii care au trecut și bunicii care au trecut. Dacă astăzi cineva este aici care suferă de această dramă, să știți că există un proiect care se dezvoltă acum, oameni care lucrează să vă ajute. Sunt platforme, modele, trebuie doar oameni, doar lucrători. Avem aici o hârtie în care vă aștept, serios vă aștept, și o să trimitem misionarii vieții printre voi, tineri, care o să-i vedeți cu aceste hârtii, să vă puneți acolo datele de contact și să bifați o căsuță cu ce puteți ajuta. Dacă aveți alimente, să ne dați alimente, să le dăm celor mai neajutorați, care avortează că nu au ce mânca. Știți că în România se aruncă la gunoi în fiecare an 5 milioane de tone de mâncare. Să nu mai aud, să nu mai auzim, să nu mai tolerăm ideea că nu avem de unde să le dăm celor care au nevoie. Avem tot ce avem nevoie. Și bani și resurse, trebuie doar inima să ardă noi. Vă invit să ne schimbăm mentalitatea, să mergem să ajutăm, să susținem cu adevărat oamenii care vor să aibă copii, că rata fertilității e 1,3. Suntem o țară în scădere demografică, ne pleacă copii. Haide să îi ajutăm, să inspirăm pe tineri să facă copii și să-i ajutăm să-i crească, să-i încurajăm. Și când plecați de aici, să plecați cu ceva. Să plecați cu ideea că noi putem cu adevărat, cum zice Dumnezeu, Iisus, Dumnezeul nostru, nu să fim lumină. Nu ne poruncește să fim lumină. Zice, sunteți lumină. Voi sunteți lumina lumii. Și spune, așa să lumineze lumina voastră în fața oamenilor, cum facem astăzi, ca ei, văzând faptele voastre bune, să dea slavă Domnului. De-aia suntem aici, ca Clujul să-L slăvească pe Dumnezeu și România să slăvească pe Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați făcut mișcarea asta, că ați ieșit din casă. Știu că putea să stați pe Facebook, știu că cineva a făcut ceva update, că trebuia să-L vedeți. E bine că suntem aici, dar vă rog să nu ne vedem doar la anul, să veniți să vă lăsați datele contact și cine vrea să se implice, să veniți aici. Și dacă nu aveți idei, am eu milioane de idei să vi le dau. Dacă ești designer, să fiți designer pro viață. Dacă ești inginer, să fiți inginer pro viață. Avocați pro viață și doctor pentru viață, studenți pentru viață și așa mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze, cu adevărat să fim lumina Clujului. Amin.
Asta era așa. Thank you.
mulțumim foarte mult că ați participat la Marșul pentru Viață. Ediție, a șasea ediție în anul acesta. Marșul pentru Viață reprezintă evenimentul principal din Luna pentru Viață, care a fost care este luna martie din anul acesta. Tema este pentru viață, pentru femeie, pentru familie și dorește să transmită că binele copilului reprezintă și binele femeii, iar societatea are de câștigat dacă sprijină femeile însărcinate în general. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. În numele Tatălui și al Fiului. Noi când auzim de marșuri, de regulă gândul ne se duce la proteste, la revendicări, la lucruri care ne nemulțumesc. Încercăm prin aceste evenimente pe care le organizăm, anume aceste marșuri, ele să nu fie manifestări de protest, ci să fie mărturii, să fie o trăire a bucuriei, o trăire a lucrurilor care ne reprezintă, o trăire a firescului, cum ne place nouă să spunem, și ce poate să fie mai firesc decât familia care înseamnă mama, care înseamnă tata, familia care înseamnă copilașii, familia care înseamnă copilașii care ținem de mână, copilașii care au crescut și sunt uneori mai înalți decât noi, dar și copilașii care uneori sunt în burtica mamelor, sunt în burtica soțiilor noastre, în burtica fiicelor noastre, în burtica celor care prin rânduiala Bunului Dumnezeu au fost binecuvântate cu acest frumos dar. Acesta este copilul, cel mai frumos cadou, cel mai frumos dar pe care ne-l dă nouă Bunul Dumnezeu. Și fiecare dintre noi de aici, sau care nu sunt aici, dar ne auzi sau știu de noi, știm acest lucru, că în calitatea noastră de părinți, de tați, de fii, nu poate fi ceva mai frumos în această familie a noastră decât această relație și această binecuvântare care înseamnă copilul din familia noastră. De aceea vă mulțumesc că v-ați oferit din timpul dumneavoastră pentru a veni în această zi binecuvântată, în această zi plină de soare și de această căldură primăvaratică ce drept, dar care vă mulțumesc deci pentru că ați avut timpul disponibil să fiți alături și ne dăjdim ca și în alte ocazii în care vom mai primi din partea Sorinei sau din partea altcuiva să ieșim, să ne exprimăm bucuria și în acest fel, de a ieși într-un marș, de a ieși într-o adunare, să facem acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să vă ajute. În sfârșit ne arătăm și noi odată mulțumiți că avem și doar trebuie să apărăm ceea ce avem. E vorba de acest dar extraordinar de frumos care este viața, viață care se concretizează, așa cum a spus și Părintele, iată, prin naștere de copii, copiii care apoi cresc, devin adulți, devin cei care construiesc societatea. E o minune, acest dar al vieții, și cred că nu-l conștientizăm suficient de mult, pentru că dacă l-am conștientiza, cred că toată ziua ar trebui să stăm în genunchi, să mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Dar cu puținul nostru, cu limitele noastre, e bine că suntem aici, e bine că spunem că viața e un dar, e bine că suntem pentru viață și nu trebuie să ne oprim niciodată din a striga, din a spune peste tot că e darul darurilor, darul prin excelență, e tot ceea ce putea să ne dea Dumnezeu mai sacru, mai sfânt pe acest pământ. Mulțumim tuturor mamelor prin care intră viața în lume, mulțumim familiei care se deschide darului vieții, mulțumim lui Dumnezeu că are încredere în om și dă acest minunat dar care de fapt este fiul său. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și noi cum de seară celebrăm învierea, cred că nu e ocazie mai minunată decât, vedeți, să facem un marș pentru viață, pentru înviere, pentru cel care este viața.
Mulțumim tuturor și o după-amiază frumoasă tuturor și iubiți viața, iubiți-vă între dumneavoastră. Am văzut foarte multe fete tinere, viitoare mame. Vreau să vă spun că chiar dacă sunt o femeie de carieră, nimic nu mă satisface mai mult decât poziția mea de mamă. Nici o femeie de carieră nu este mai puternică decât o mamă care își ține copilul de mână. Nici o femeie top model din lume nu este mai frumoasă decât o femeie însărcinată. Trebuie să știm că avem cel mai mare dar. Trebuie să știm să ne bucurăm de darul pe care îl avem și trebuie să fim conștiente că suntem binecuvântate. Suntem egale bărbatului, dar avem o menire sfântă, aceea de a da viață. Vă mulțumesc și întotdeauna să fiți pentru viață, pentru copii, pentru frumos. În continuare, vor urma câteva momente artistice realizate de câțiva copilași din Iași, la care vă invităm să participați. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? O societate sănătoasă este o societate colorată de zâmbetul copiilor. Nu este normal să ne voietăm că se depopulează țara. Noi nu suntem aici o țară deșertică. Nu suntem o țară stâncoasă. Avem tot ceea ce ne trebuie. Tot ceea ce este necesar este să dăm viață, să fim cât mai mulți pe pământ. Mă bucur de faptul că suntem mai mulți anul acesta. Și o să vedeți că pe drum se vor mai alătura și alți oameni. Nu suntem așa cum ne-am dorit să fim, reprezentativ pentru acest mare oraș al țării, dar cu siguranță suntem de luat în seamă. Și nimeni nu ne poate acuza că este un demers al ortodoxilor, al catolicilor, al penticostalilor sau al adventiștilor. Uitați-vă că suntem din fiecare biserică câte un reprezentant, cel puțin. Împreună, cu siguranță, vom reuși să dăm o altfel de față societății. Amfiteatrul plin părea muntele fericirilor. Precum cândva învățătorul, poetul rostea grav slovele sfinte: să nu ucizi! Cu arătătorul întins spre pântecele mamei, purtătoarea pruncului nenăscut încă, exclama: priviți-l! E cel mai mare sfânt care se roagă în cea mai sfântă catedrală. Ca un arhanghel clopotar, trăgând parcă de nevăzute funii, nevăzutele clopote ale cerului, tuna transfigurat în glas: viața e sacră! Pruncul nenăscut e cel mai mare sfânt care se roagă în cea mai sfântă catedrală: să nu ucizi! Precum profetul Ieremia altădată, cutreierând cetatea lovită de blestem, agoniza rugându-se poetul: o, Doamne, astfel de mame catedrale tot mai puține sunt sub soare, iar sfinții nenăscuți nu sunt lăsați să-și spună ruga până la capăt, martirizați fiind acolo, în sfânta sfintelor. Nu pot să spun amin.
de partea noastră este Hristosul cel viu al bisericii sale. Să alegem să stăm și noi de partea lui Hristos și de partea valorilor pe care El ni le-a revelat în cuvântul Său. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să binecuvinteze Timișoara și România!